trebuie să ne trezim. Haide, strângeți-mă de mână, ochii mari. Ușurel, ușurel. Haide, haide. Sus mâna, sus. Țineți mâna sus, ridicați-o, haide. Bravo, foarte bine, bravo. Doamna este o pacientă de 74 de ani, cu afectare pulmonară 60%, cu infecție SARS-CoV-2, fără comorbidități semnificative. Ea acum este pe ventilator, respiră ajutată de acesta, fiind cu parametri maximali, nu, merge din ce în ce mai rău și încercăm pe cât putem să scădem parametrii aceștia și să facem un weaning respirator, astfel încât să reușim să detubăm. Din păcate, evoluția ei nu este favorabilă momentan, dar facem tot ce stăm putință pentru pacient. Haideți că ușor, ușor scoatem și sonda asta din gât. Haideți! Din păcate, doamna nu este vaccinată, motiv pentru care, nu, unul din motivele pentru care are și forma aceasta foarte severă de boală. Doamna, haideți să tragem aer, vă rog. Foarte bine, încă o dată, vă rog. Tragem aer în piept. Doamna, așteptăm un loc acolo, momentan nu este niciunul disponibil. Ce s-a întâmplat? Le-am chemat ambulanța. Am o săptămână de când? Așa, și de acum o săptămână ați și fost diagnosticată pozitivă, da, cu COVID. Da. Acasă, pe test rapid. Da. Așa, vaccinată sunteți? Nu. Bun. Așa, și ce s-a întâmplat astăzi? Mi-a fost așa de rău, că nu am mai putut să mă scol din pas. Cel mai mult am avut nevoie de suportul colegilor de pe terapie în momentul în care în paturile libere din spital au fost epuizate. Ce a însemnat asta? A însemnat că pacienții, chiar pacienții critici, intubați, care aveau ventilație non-invazivă sau necesar mare de oxigen, rămâneau în unitatea de primiri urgenți. O să dăm un pic măscuța jos ca să văd cum respirați fără oxigen, bine? Punem un pic măscuța asta. Acum, când eu vorbesc cu dumneavoastră, doare ceva? Nu. Nu doare nimic. Agreață, vărsături acum, să simțiți că vine? Nu. Negativă pacienta. Da, dar e internată cu bebelușul de 3 luni care este pozitiv. Din punct de vedere sigur al efortului personalului, este mult mai greu însă să faci managementul unui pacient de terapie intensivă pe o targă de din urgență în contextul în care îți vin suplimentar pacienți cu ambulanțele de acasă, pacienți noi pentru care trebuie să le găsești loc de la tomograf, loc la oxigen dacă au nevoie, să interpretezi analizele, să le administrezi medicație și să le găsești într-un final un loc de internare în spital. Ok, bun. Păi m-am speriat, cum să zic. Am panicat așa câta, dar am ciroză hepatică. Doamne, mulțam. E așa, e nasol, e rău. Deci cât de cât ai o formă mai ușurică, deci nu. Așa, lei, de luat lei, că nu spune nicărică, nu lei. Lei, dar cum? Asta. Ce să faci? Ai zis că gata, dacă m-am vaccinat cu ambele doze, nu ne mai... Nu e adevărat, dar lei. Să da. Dar e formă mai ușoară. Da, noi am oprit sedarea și cu cât va trece timpul, va deveni din ce în ce mai prezentă. O să ne vaccinăm. Siguranță.